contabilului român are loc în condiții internaționale deosebit determinate de criza economică și financiară mondială. Cum omenirea nu poate progresa fără piețe, iar piețele nu se pot dezvolta fără profesioniștii contabili, este de la sine înțeles că profesia contabilă, la nivel global, poartă amprenta fenomenelor conjuncturale ale timpului, atât în ceea ce privește nivelul de dezvoltare, cât și modul de organizare al acesteia. Frământările care au avut loc în prezent la nivelul organismelor internaționale și regionale de profil stau mărturie. Puternică ancorată în viața economică și socială a țării, profesia contabilă din România, componentă de bază a profesiei contabile europene și internaționale, trebuie să facă față acelorași constrângeri, dar și unor condiții economice, sociale și politice specifice caracterizate prin instabilitate și incertitudini în toate domeniile de activitate. Iată de ce, în această zi, când contabilii din întreaga țară sărbătoresc Ziua Națională, Consiliul Superior al Corpului Experților Contabili și al Contabililor Autorizați dorește să adreseze tuturor contabililor un mesaj de încurajare și de încredere în capacitatea lor de a face față provocărilor timpului în condiții de unitate a tuturor valorilor din profesia contabilă românească, profesie cu o vastă tradiție, dar și puternic încercată, mai ales în ultima perioadă. Dragi colegi, în această zi aniversară vă invităm să reflectați o dată în plus asupra rolului pe care îl aveți pentru dezvoltarea economiei naționale și pentru apărarea interesului public. Nu uitați că voi sunteți artizanii situațiilor financiare, cartea de vizită a oricărei entități economice sau sociale. Nu uitați că dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, care reprezintă peste 80% din economia europeană și constituie inima comerțului european, depinde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde de încrederea în informațiile financiare, adică de calitatea muncii voastre, indiferent că ați contribuit la elaborarea sau controlul acestora. Nu uitați că fără voi nu se poate măsura activitățile economice. Nu se pot împărți roadele activităților economice între angajații unei companii și proprietarii acesteia, între muncă și capital. Nu uitați că fără voi nu poate exista încrederea atât de necesară, mai ales azi, în tranzacțiile comerciale și financiare. Nu uitați că fără voi nu pot exista bugete naționale și impozite și deci nici solidaritate între membrii societății. Îndepliniți cu cinste și mândrie corespunzătoare acest rol, indiferent de funcție, și anume director economic, director financiar, contabil șef, controlor, inspector, auditor, economist sau pur și simplu contabil. Și indiferent de domeniul de activitate, în întreprinderi sau alte entități economice și sociale, educație, administrație centrală sau locală, în practica publică. Asupra rolului social pe care îl aveți, atât la nivelul entităților economice, al instituțiilor, al colectivităților locale, precum și la nivel național, nu uitați că de calitatea muncii voastre depinde bunăstarea oamenilor, că munca voastră nu poate fi recunoscută și apreciată decât dacă sunt satisfăcute cerințele de educație, etică și calitate, cele trei comandamente fundamentale ale profesiei contabile și ale organismului său, Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România. Au fost prezentate trei proiecte despre importanța contabililor, dar și a IMM-urilor. Calitatea bilanțului contabil depinde de nivelul de educație și de calitatea serviciilor prestate de profesionistul contabil. Lipsa de rigoare în exercitarea managementului financiar contabil
va constitui un handicap serios pentru întreprinderile românești în competiția cu întreprinderi similare din Uniunea Europeană. Standardul profesional 38, dacă este vorba de dezvoltarea profesională continuă, standardul profesional 39, dacă este vorba de misiunea de consultanță pentru crearea întreprinderilor, profesioniștii contabili trebuie să respecte principii. Contabilitatea are un rol important în transformările determinate de globalizarea economiei mondiale, de dezvoltarea sistemului bursier și procesul de armonizare contabilă. Diferite organisme naționale și internaționale au propria viziune cu privire la identificarea întreprinderilor mici și mijlocii. Astfel, pentru definirea întreprinderilor mici și mijlocii, într-un grup de profesioniști, profesia de economist este o profesie extraordinară. Eu întotdeauna le spun la studenți și văd în sală că o parte din toți și studenți. Sigur că eu personal am ales partea de finanțe, sunt doctor în finanțe, dar știți foarte bine că specializările acestea sunt doar de moment, niciodată nu știi ce o să profesez. Eu vă doresc atât tuturor celor care faceți parte din corpul experților mult succes, vă doresc să conlucrați cu instituțiile publice și cu direcția de finanțe în mod special, pentru că vrând nevrând trebuie să colaborăm împreună. Noi suntem cei care cerem expertiză, noi suntem cei care avem încredere în dumneavoastră, în expertizarea dumneavoastră și întotdeauna le luăm ca atare. Dumneavoastră aveți responsabilitate, sigur, foarte mare atunci când le semnați. La acest eveniment au participat zeci de contabili din întregul județ. 21 septembrie 2009, Ziua Contabilului Român. Anul acesta, Ziua Contabilului Român, are loc în condiții internaționale deosebite, determinate de criza economică și financiară mondială. Progresul, la nivel global, dar și național, nu poate avea loc fără dezvoltarea piețelor, iar dezvoltarea piețelor nu poate avea loc fără profesioniști contabili. Pe de altă parte, trebuie menționat că profesia contabilă se distinge de celelalte profesii prin asumarea unei responsabilități clare față de public. Astfel spus, profesia contabilă are un rol esențial în apărarea interesului public. Iată de ce, în această zi, când contabilii din întreaga țară sărbătoresc Ziua Națională, Corpul Experților Contabili și a Contabilor Autorizați din România, filiala Bistrița, dorește să adreseze tuturor contabilor din județul Bistrița-Năsăud un mesaj de încurajare și de încredere în capacitatea lor de a face față provocărilor existente. Dragi colegi, nu uitați că voi sunteți artizani în situații financiare, cartea de vizită a oricărei entități economice sau sociale. Nu uitați că dezvoltarea IMM-urilor, care reprezintă 80% din economia europeană și constituie inima comerțului european, depinde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde de încrederea în informațiile financiare, adică de calitatea muncii voastre. Nu uitați că fără voi nu se pot măsura activitățile economice. Nu uitați că fără voi nu pot exista bugete naționale și impozite. Îndepliniți cu cinste și mândria corespunzătoare acest rol, indiferent de funcție. Director economic, director financiar, contabil șef, inspector, auditor, economist sau pur și simplu contabil. Fiți mândri că faceți parte și sunteți reprezentați de unul din cele mai mari și puternice organisme ale profesiei contabile din Europa, CECAR. Se cuvine ca acum, la acest moment aniversar, să vă adresăm dumneavoastră, stimați contabili români, urarea de multe succese în realizarea activităților profesionale. Zi în care ne întâlnim între noi specialiștii pentru a schimba păreri de specialitate. Ne întâlnim cu reprezentanții instituțiilor locale pentru o mai bună colaborare și de asemenea în această zi încercăm să uităm de declarații, de termene, de controle. Încercăm să ne mai și distrăm, nu numai să muncim.